Bună seara, țimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Vă salutăm și vă mulțumim că și în această seară ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Ca de fiecare dată, așa cum v-am obișnuit deja, și în această seară avem onoarea de a avea un invitat, un prieten al emisiunii noastre, un om activ în politica și în jurnalismul românesc, de asemenea european, Așa că, fără să mai stăm pe gânduri, haideți să-i spunem bun revenit în studiul nostru, domnului Valentin Alexandru, jurnalist la Adăză Conservativ și, bineînțeles, membru în conducerea Partidului Alternativ a Dreaptă. Valentin, bine revenit! Bună seara, Cătălin! Bună seara, colegilor și colaboratorilor Producens Media! Bună seara celor ce vor urmări această emisiune când își vor face timp. Um, Că să fie un timp bun pentru cei ce vor viziona ceea ce noi vom discuta în seara aceasta și lucrurile să, eventual, tot ceea ce discutăm acum să constituie un nou argument sau, dacă vrei, un nou plus de clarificare, de limpezire a unor opțiuni, a unor gânduri ale oamenilor cu privire la ce se întâmplă cu România, ce se întâmplă cu noi, se întâmplă în politica românească. Așa este și ăsta este și scopul, Valentin. Ești un partener de dialog excepțional. Aș spune că emisiunea din seara aceasta este o continuare a emisi unei emisiuni mai vechi și anume a emisiunea în care am discutat despre ce înseamnă curentul acesta politic conservator, ce înseamnă să fii conservator, care sunt principiile, puțin istoric și de asemenea diferențele majore între celelalte curente politice și, în special, față de progresism. Trecem într-o perioadă, sau ideologia de stânga, mai bine da. zis, pentru cei care, într-adevăr, sunteți la curent cu tot ce înseamnă variantele acestea politice. Cred că e timpul, Valentin, să facem și puțină educație, pentru că atunci când vorbim despre politică și, în special, politică românească, așa uitându din exterior, e foarte greu pentru cineva, mai ales care e mai tânăr și care nu urmărește și ce se întâmplă în Europa și mai ales în Statele Unite, să-și definească un curent politic sau să aleagă sau, să facă distinția clară între anumite, să spunem, aripi, da? Vorbim de centru, stânga, dreapta, pentru că în România, în mod specific, cam totul e așa un amalgam, o amestecătură. Partidele de stânga oferă, să spunem, propuneri de dreapta, cele de dreapta, de asemenea, aprobă și votează politici de stânga. E un amalgam, tocmai de aceasta și la noi cred că merge atât de bine alianța asta, oarecum contarnatură între stânga și dreapta. Da, vorbim de colaborarea aceasta, care întotdeauna a existat, chiar dacă n-a fost declarată între stânga și dreapta, acum este oficială da? și da. urmează tot felul de rotative și de Înțelegem să-l cum să spunem, scopul, scuză, mijloace. Dar dacă ne uităm strict la ceea ce înseamnă un partid de dreapta, ce înseamnă un partid de stânga, ce înseamnă un partid conservator, ce înseamnă un partid liberal, ce înseamnă un partid social-democrat, da, atunci sunt niște chestii foarte clare și dacă ne uităm în Statele Unite și în alte părți, se respectă. Adică, când ai spus că un partid de dreapta, cam știi la ce să te aștepți. Da? De ce trebuie să facem noi? Și facem, și am început deja de data să facem puține educații. Să le explicăm cetățenilor, prietenilor noștri și să facă diferența sau să îi ajutăm să recunoască, să distingă confuzia aceasta care există. Pentru că împreună, mai ales și din comunitatea creștină, împreună încercăm să ne păstrăm valorile. Și de aici pornim. Am ajuns într-o zonă aceasta conservatoare creștină, datorită valorii de o creștină pe care le respectăm, le avem, suntem oameni care iubesc Scriptura, iubesc Cuvântul lui Dumnezeu, da, iubesc valorile acestea și care le respectă. E, în relația noastră cu statul, cu ceilalți cetățeni, avem aceste principii pe care încercăm să le păstrăm și să le respectăm și pe alții, bineînțeles, în virtutea acestor principii. Confuzia naște moște și din multe ori se întâmplă ca confuzia să fie atât de bine făcută, astfel încât oamenii să nu știe cu cine să voteze. Întrebarea e cu cine votez. Cred că e mai actuală ca, ca, ca nici când. Da? Eu cu cine votez eu pe cine? Pentru că dacă stai să analizezi, sunt cam tot la fel. Încercăm. Au fost încercări și sunt încercări în, în continuare. Alternativa dreapta este una dintre variantele care, într-adevăr, încearcă să, să dezvolte, dar tocmai să Explicăm care este diferența și mai ales când privim la om, la activitate, care sunt activitățile, care sunt, să spunem, preocupările unui om, unei persoane care se crede conservator sau care vrea să fie conservator, pentru că când zici creștin conservator din start, imprim o anumită stare aici vorbim de acțiune și de fapt și creștin. Când zici creștin, prin definiție creștinul are chemarea aceasta de activism, de a face ceva, de a te mișca. Și chemarea este chiar din partea Domnului Hristos. Spuneți, tu ce mergi la toate drepturile și, și provoze Evanghelia. Deci, practic, ceea ce am primit noi, valorile acestea, trebuie să le dăm și la, la, la să le explicăm. Când extrapolăm și când mergem mai departe, creștinism conservator sau conservator creștin, omul, care are această identitate, înseamnă că, pe lângă faptul că el și-a asumat un set, vrea ca să aceste valori să fie păstrate. Și atunci se văd și inclusiv în politic acestea publice. E, aici vreau să discut. Bun. Cum vezi tu, scuză-mă pentru încerătare pentru introducerea această scurtă, nu e, nu, e pentru tine, este pentru telespectatorii este noștri, este pentru a înțelege. Da? E o problematizare necesară și foarte bună introducerea. Dacă tot l-am citat așa în subsidiar, că l-ai citat pe Ion Luca Caragiale și ai pus întrebarea pe care o punea cetățeanul turmentat, da, eu cu cine votez? Evident, parafrazând situația despre care Caragiale vorbea, noi astăzi nu ne referim la cetățeanul român ca fiind turmentat, ci ca fiind dezorientat. Dar întrebarea rămâne. Eu cu cine votez? Anul acesta este un an preelectoral, pregătitor pentru 2024. Anul viitor vom avea, din punct teoretic, dacă între timp nu se ajunge la o, să spunem, la o înțelegere la nivelul arcului guvernamental și se vor suprapune, se vor comasa niște alegeri, vom avea cinci rânduri de alegeri. Avem prima dată, la început de iunie, alegerile. Europarlamentare, apoi continuăm cu alegerile locale, apoi cu alegerile parlamentare naționale și alegerile prezidențiale, turul 1 și 2. Nu cred că va fi doar turul 1 la alegerile prezidențiale și nici n-ar fi bine, să spunem, dintr-un anumit punct de vedere, din punct de vedere al exercării democrației. Exact. Dacă se vor comasa, probabil vom avea doar trei. Vom vedea. Se discută aceste lucruri. Dar, legat de aceste distinții, spuneam noi și în emisiunea trecută, am spus eu și în emisiunea aceea Scurt Argument, conserv, dacă spunem conservator, din punctul meu de vedere, spunem implicit și creștin. Exact. Dacă Așa spunem creștin, implicit spunem și conservator ele cumva la nivel noțional, aceste cuvinte se suprapun. Există o sferă comună pe care ambele, ambii termeni o împart și apoi ele se mai evidențiază prin diferența specifică. Să spunem, când facem apel la termenul conservator, vizăm un anumit tip, să spunem, de exersare a valorilor în plan public, politic. Când spunem creștin, Vizăm atât sfera socială cu valorile creștinului, valorile creștin-democrație, așa cum înțelegem noi, cât și în sfera personală, în sfera bisericească, sfera eclezială, acolo unde ne întâlnim, bineînțeles, unii cu ceilalți și toți împreună cu Dumnezeu. Ei bine, lucrurile acestea oamenii le știu. Însă, atunci când ele sunt puse în plan politic, încep, să spunem, ușoarele confuzii. Sau ușoarele neclarități. Nu, eu nu am pretenția că vom clarifica acum aceste confuzii generale. Nu. Dar clar. vom căuta, pe parcursul timpului ce ne stă la dispoziție, să aducem anumite clarificări de ordin conceptual, astfel încât oamenii să știe clar. Spuneam eu și în prima emisiune, și în episodul Argument înregistrat foarte bine aici la voi, la Producens, despre a treia cale. Și anume că, până acum, în ultimii 30 de ani, am avut, pe rând, mai mult mai puțin, am avut cele două căi. Social-democrația, exersată de PSD, și liberalismul, așa cum a fost el înțeles și uh, exersat, de Partidul Național Liberal. Prima cale, a doua cale. Noi propunem, pentru acest început de mileniu, uh, pentru că încă suntem la începutul mileniu. mileniu, suntem încă în primul sfert de secol, Uh, propunem a treia cale. A treia cale este conservatorismul. Ambele, cele trei, uh, socialismul cu reprezentanții ei în România, Social-Democrația și PSD, uh, liberalismul cu PNL și conservatorismul cu alternativa dreaptă, uh, sunt cele trei elemente fundamentale care stau la baza funcționării partidelor politice în Europa, dar și în uh, America de Nord și, în general, în Occidentul colectiv. Ele sunt foarte bine evidențiate cam în toată sfera Occidentului colectiv. De ce spun Occidentul colectiv? Pentru că aici vorbim de exersarea democrației, a valorilor de, care sunt specifice democrației, a alegerilor libere, a unei economii de piață funcționale. Nu putem vorbi, de exemplu, de exersarea unor valori democratice, cum ar fi cazul, la, să spunem, în societatea chineză. Acolo vorbim despre un partid unic, Partidul Comunist Chinez. Nu putem vorbi despre exersarea democrației veritabile în Rusia autoritaristă. Acolo vorbim de Partidul Rusia unită al lui Putin, care este tot puternic. Nu putem, de exemplu, să mai dăm un, un exemplu de țări, de exemplu Corea de Nord, da, cu dinastia aceea comunistă a lui începută de la Kim Il-sung. Nu se poate aici nu putem discuta despre democrație. Și atunci revenim de unde am debutat, noi vorbim despre a treia cale conservatorismul în viața politică, ca despre acea formă de exersare a valorilor prin care tot ceea ce este bun făcut și funcțional în economie, în viața socială, în politică, uh -huh. Dacă au nevoie de îmbunătățire, le îmbunătățim. Dacă ele funcționează și nu au nevoie de îmbunătățire, nu le stricăm. Le lăsăm să funcționeze pe mai departe. La. Dacă în schimb este nevoie să modificăm ceva, mai întâi de toate, principiul meu este așa cum plecând de la un proverb românesc, un croitor priceput, măsoară de trei ori și tai o dată. Numai că aici vorbim de croitorie. La propriu vorbind. E, în viața socială nu, poate, nu pot să măsori doar de trei ori. S-ar putea să fie nevoie să măsurăm de 10 ori. Pentru că atunci când tai, păi tai pe banii cetățenilor, dai pe viețile lor, când vorbim, de exemplu, de alocare de cheltuieli din ceea ce se numește generic bugetul statului, păi sunt banii care vin de la persoanele fizice și juridice. Asta am, noi am spus asta în prima parte a emisiunii, Asta înseamnă bugetul țării. Taxe, impozite de la persoane fizice și juridice. Statul nu produce taxe și impozite. Statul colectează. Și atunci, când ne gândim la conservatorism, cum se aplică el în viața politică și în viața economică, asta este principiul de funcționare. Măsurăm mai bine de 10 ori. Poate nu luăm decizia, să spunem, așa cumva, în 3 luni. Poate o luăm în 5 luni. Dar știm că atunci când am luat-o, e bună luată și e deja funcțională. Nu mai venim ulterior să facem modificări, mai dăm cât o ordonanță de, de urgență. urgență prin guvern, așa mai nou se conduce țara, nu o să fie condusă prin puterea legislativă, prin Parlament, care pentru asta este constituit să dea legi bune pentru țara asta, băgăm prin guvern și mergem prin ordonanță de urgență, ceea ce poate în anumite situații, poate e de folos. Dar nu în toate. Atunci, la ce mai avem Parlamentul? Exact. Hai să ne înțelegem. Îl avem doar așa pe tip de rol decorativ? Nu. Bun. Ei, la nivel... Deci, din punctul ăsta de vedere, conservatorismul se referă la aceste lucruri de zi cu zi. Acolo unde este nevoie de reglaje fine, le facem. Acolo unde este de înlocuit, înlocuim. Acolo unde este de schimbat, schimbăm. Acolo unde este de păstrat, păstrăm. Nu are rost să modificăm. De exemplu, e să dăm acum un exemplu foarte foarte clar și care se discută și care încă ține capul de afiș. Reorganizarea administrativ-teritorială a României. Avem județele României. Avem forma aceasta de organizare administrativă încă de pe vremea uh, dictaturii comuniste. Bun. A avut și părțile lui bune, are și părțile ei bune, dar și părțile ei nefuncționale e nevoie, din punct de vedere al modului cum este structurată administrația publică, de la nivel central până la nivel comunal, de modificări. Este foarte clar. Nu poți să, de exemplu, să susții o primărie într-o comună care are poate foarte puțin locuitori, câteva sute. Pentru că, în primul rând, poate oamenii ăia sunt toți trecuți de o anumită vârstă, nu mai pot plăti impozite, taxe, chiar dacă ele sunt încă mici, la case, la pământuri. Și atunci se alocă din bugetul județului. Da? Poate este nevoie să schimbe acolo. Poate ții acea clădire, de exemplu, pentru, să spunem, o transformă într-o zonă de cules taxele și impozitele de acolo. Poate, să zicem, aloci acolo, eu știu, se mai construiește ceva. Poate are nevoie zona respectivă sau comuna respectivă de o nouă grădiniță. Ai unde să o pui. Adică lucrurile acestea trebuie văzute. Ei, această mult discutată, disputată, dar niciodată făcută reorganizare administrativ-teritorială, ea trebuie să fie făcută. Pentru că nu poți să mergi în continuare așa pe baza bugetului, așa cum este România, fiecare guvern care vine de la an la an, tot anunță o creștere a PIB-ului și implicit, bineînțeles, a impozitelor și taxelor. Dar de ce trebuie să mergem tot timpul în ritmul ăsta? Tot timpul anunțăm creșterea PIB-ului implicit bazată pe creșterea impozitelor, a taxelor. De ce ne-am luat, să spunem, în calcul varianta de, să spunem, o creștere, dar mică a PIB-ului și o relaxare a cheltuielilor, adică o mai bună gestionare a banilor care se colectează deja? De ce nu ne orientăm mai bine să colectăm mai bine aceste taxe și impozite, nu cum se tot povestește de ani de zile și nu se întâmplă? Vorbim de societăți, de, pardon, de instituții ale statului ineficiente, cum ar fi cazul ANAF. Nu criticăm ANAF-ul, dar pur și simplu când vedem că sunt, poate nu, nu știu, nu sunt la curent cu organigrama ANAF-ului, dar ce constat eu este că e o calitate, între altele, și de mic antreprenor. Constat că noi suntem la zi cu impozitele și, dacă nu suntem la zi, doar un apăsare de buton înseamnă blocaj la nivel bancar și nu te mai miști, pe când cei care sunt cu adevărat datori nici la stat, dom'le, tot restocolez niște datorii de la an la an? Nu înțeleg. De ce noi care, să zicem, la nivelul acesta al antreprenoriatului mic, suntem undeva la 500-550 de mii de firme și asta reprezintă coloana vertebrală a economiei. Chiar și Ursula von der Leyen... Da. o citesc, dar o citez într-un context pozitiv. Așa, spunea despre antreprenoriatul la nivel european, care reprezintă chiar coloana vertebrală a economiei europene. Bun. Dacă este așa, domnule, de ce nu permiți aceste coloane vertebrale să funcționeze cum trebuie? Care este rolul coloanei vertebrale în corpul omenesc? Ține, Ar, întreg, corp. ține întreg corpul. Mare un rol foarte important, pentru că este o zonă foarte importantă. În interiorul coloanei vertebrale este acea zonă care produce globulele roșii, necesare pentru buna funcționare a sistemului circulator, dar mai ales, și nu numai globule roșii, cât și celelalte albe, pentru sistemul imunitar. Păi. Tu ce faci în cazul ăsta când vii cu taxe și impozite și apeși pe zona asta a antreprenoriatului? Sufoci zona, cocoșezi omul, persoana respectivă nu o să stea în poziție verticală, cum este de altfel construită. Natural. ajunge să fie cocoșată. Cocoșată pentru că, în loc să vedem lucrurile care sunt importante pentru toți, vedem doar parțial ceea ce ne interesează. Și aici este problema noastră de de nefuncționalitate sistemică a societății românești. Noi pe asta batem mult, să spun așa, moneda. Nu spunem, domnule, trebuie să dăm la gunoi și cu unii și cu alții care au fost până acum. Au avut și lucruri bune, dar n-au făcut tot ceea ce trebuie. Ăsta, acest lucru îl spunem. Nu au făcut tot ceea ce trebuie. Ce împiedica să rezolve problema pensiilor speciale? Asta era o, o chestie, cum să spun, promisă și răspromisă de când și uh, durează. Deci, practic, pe noi, angajații, la fel ne cocoșează susținerea acestor pensii, uh, în general, uh, dar pensiilor speciale, care sunt mari și uh, pe nedrept. Da. Uh, ce ce împiedica să rezolve, să rezolve problema asta a salarizării? Uite, e această greva a profesorilor. În condițiile în care așteptam o nouă generație de licență și dea bacalaureatul, generația 2023, un foarte mulți care vor să se înscrie la facultate, pentru că nu se mai pot înscrie, doamne, la facultăți în străinătate. Pentru că nu pot susține bacalaureatul la timp. Deja cred că dacă și săptămâna aceasta va continua greva, cred că se uh, amână examen. acest examen. Adică nu să mai fie în acel. Uh, calendar de timp, va fi decalat. Păi când îi... Cum, cum faci cu acești oameni? Ce faci cu aceste generații? Ne jucăm așa cu viitorul unor persoane? Pentru că noi nu ne înțelegem. Noi la guvernare avem de împărțit ce? Destinele unor, unor oameni care abia acum ies în, să spunem, sunt în, în pragul vieții. Tu ce faci? Le strâmbi viețile nu se poate. Atâta lipsă de, de responsabilitate. Atâta lipsă de respect, până la urmă. Pentru că este vorba și de oameni care, într-adevăr, cred că sunt foarte prost plătiți, profesori. Eu am fost și eu profesor. Știu, o eu, foarte bună, o foarte o scurtă perioadă. Deci, com, ex, experiența mea nu este relevantă. Dar țin minte de atunci. O salarizare extrem de măruntă, ca să nu spun altfel. Care nu-ți oferă o perspectivă. Chiar vedeam, am văzut foarte multe dezbateri. Un, unul dintre argumente era pentru a ridica gradul de profesionalism și de profesionalizare a cadrelor didactice și a recuta din piața muncii, poate absolvenți de învățământ universitar cu certe calități pedagogice care să vină în învățământ, este necesar să ridici salariile. Bun. Dar, le ridici. E simplu să le ridici. Nu este foarte mult. Am înțeles că la nivel de PIB tot ceea ce cer actualmente sindicaliștii din învățământ este reprezintă în cifre reale 0,5% din PIB. Adică foarte puțin față de ce să cheltuie cu pensii speciale, cu salarii enorme. Păi l-au numit, de exemplu, pe un, un domn, Valerius Gone, yeah. l-au numit la Ancon. Are 23.000 de euro salariu. Adică 23 de salarii de profesor pe lună. Dumnezeu nu se poate. Sunt niște discrepanțe enorme. Ce are el în plus? Ce are Dumnezeu în plus față de ceilalți? Are două capete? Nu. Am văzut că e normal. Nu are patru mâini, nici zece picioare, dar e un om ca și noi. Bun, nu contest calitățile, abilitățile, dar discrepanțele sunt uriașe. Sunt niște elemente care nu se împacă. La nivel de pace socială, la nivel de, așa cum clamează PSD, pacea socială, da, tot au clamat-o în, în, în anii anteriori. Pe unde e pacea socială? Când voi sunteți socialiști de fapt de caviar, socialiștii de, de, de catifea, pentru că ei spun că țin cu oamenii. Dar de fapt, cui își dau salarii? Cui, cine au pensii speciale? Noi? Nu, că noi suntem în domeniul privat de zeci de ani. Bun, practic... Uh... Politica, în general, trebuie să aibă în centru ființa umană, omul și tot ce se întâmplă în politica românească și nu numai. În general, politica trebuie să aibă propășirea ființei umane. Deci, fie că vorbim de acțiuni sociale, fie că vorbim de economie, fie absolut orice, trebuie să ducă mai departe la promovarea vieții, la perpetuarea vieții. Uite că, în realitate, nu se întâmplă așa și, de multe ori, acțiunile acestea pe care uh, guvernele uh, le, le inițiază, câteodată. Sau de cele mai multe ori sunt uh, o piedică în dezvoltarea umană. De aici avem și proteste, și frustrarea aceasta, și nemulțumire, de aici avem și sărăcie, și alte lucruri, pe corupție, da, dacă intrăm și în zona aceasta, e, e complicat. Acum, uh, ce ar trebui să facem noi, uh, uh, creștinii, cei care ne asumăm curentul acesta al conservator? Pentru că uh, am putea avea două variante. În primul rând, ca în comunism, ca într-o țară sub dictatură, am trecut pe acolo și știm că nu prea aveai curaj să te împotrivești. Au fost oameni care au, au avut curajul să scrie, să vorbească, au suferit din pricina aceasta. Noi suntem în democrație și încă avem libertatea aceasta de exprimare și, practic, spuneai tu că cele două sisteme de valori, sistemul de valori de o creștin, și politica conservatoare se întrepătrund. Da. Asta înseamnă că, prin definiție, teoretic, creștinul care are să de valori trebuie să facă ceva. Nu e vorba. Și aici avem o problemă pe care noi avem. Hai să vorbim de la implicarea în politică, prima acțiune. Cum vezi tu implicarea? Tu ești creștin și ești implicat în politică. Da. Este păcat să te implici în politică sau nu este păcat? Pentru că uh, sunt păreri și păreri. Există o înțelegere, să spunem, particulară a ce este politica. Un răspuns cu privire la întrebarea ce este politica uh, poate fi formulat astfel. Politica, în termeni simpli, înseamnă preocuparea cu lucrurile publice, înseamnă să uh, pui, să spunem, în valoare calitățile tale de persoană în locul unde ești așezat, unde ai, unde ai ajuns. Fie că ești să spunem în, la nivelul unui consiliu local, de nivel comunal sau județean. Sau că ești în Parlamentul României, sau că ești în executiv, în zona guvernamentală, sau că ești într-o oricare altă instituție a statului, inclusiv uh -huh. în instituțiile de forță ale statului. Așadar, să faci toate acele lucruri din punct de vedere al modului cu, după cum tu ești pregătit, al caracterului tău, să poți să duci lucrurile astea, adică să aduci acea, ceea ce se numește generic plus valoare, să o aduci acolo în locul unde ești tu și unde îți exerciți tu profesia, meseria. Revenind la politică, de ce există această înțelegere cu privire la politică? Este sau nu păcat să faci politică? Pentru că între, răspunsul la o astfel de întrebare presupune, o, să spunem, o altă întrebare, și anume că, sau o altă înțelegere, să spunem, un mod de a, de a înțelege politica, cum că ea este murdară. Exact. Dar, ce este, de fapt, politica? Politica este o haină să spunem, pe care, eu știu, din neatenție, ai murdărit-o, da? Și atunci te duci și o speli repede și o faci din nou să arate cum arăta mai înainte, nu poate fi comparată din punctul ăsta de vedere politica cu o haină. Nu. Ce se întâmplă? Ce este politica? sau ce, de ce avem această înțelegere cu privire la politică, cum că este murdară? Pentru că în politică ajung oameni care aduc cu sine murdăria din viețile lor. Foarte, foarte Asta de spus. este problema. Pe scurt și pe înțelesul tuturor. Dacă sunt oameni care poate sunt foarte bun performer din punct de vedere profesional, dar dacă te duci în viața publică și importi acolo, exporți din mediul tău de proveniență și importi acolo lucrurile nepotrivite, mizeria, automat mediul respectiv va fi maculat, va fi murdărit. Bun. Nu, politica în sine nu este murdară sau curată. Politica este politică. Ea devine murdară sau curată în funcție de oamenii pe care o. oamenii care o exercită, dar oamenii care fac politică. Dacă oamenii nu sunt ceea ce trebuie să fie, nu sunt oamenii potriviți la locul potrivit, nu te poți aștepta să ai niște rezultate bune. Nu e, este e anormal să avem așteptări uh, de la niște oameni care nu au performat. Cum să, cum, să vezi, cum să putem vedea lucrurile altfel? De exemplu, așteptăm de la Legislativul României, de la Parlamentul României, legi mai bune. Păi dacă acolo, în legislativ, ajung oameni care nu înțeleg ceea ce citesc, o parte din ei. Trebuie să o spunem. Așa nu este. înțeleg un text. Oameni care fac, să spunem, propuneri legislative. Dar nu țin cont, chiar dacă ei, să spunem, la bază sunt foarte, ai zice, bine pregătiți. Dar nu țin cont de toate elementele. Și aici o să dau un exemplu foarte concret, tot din politică. A făcut doamna senatoră Diana Iovanovi șoșoacă o propunere legislativă de modificare a tratatului bilateral semnat de România cu Ucraina cu privire la teritoriile românești de la răsărit care actualmente se află în componența politică a statului ucrainean am citit expunerea de motive am citit și propunerea de modificare propunerea propusă propunerea legislativă propusă ce consider eu Există niște argumente pe care au fost aduse acolo, dar ele nu acoperă tot spectrul și toate implicațiile respective. Și apoi se mai miră doamna respectivă că a fost pusă și este declarată persoana non grata? Păi cum vii să propui modificarea unui tratat bilateral și tu nu iei în calcul absolut toate aspectele cele de ordin geopolitic? Tu iei în calcul doar modificarea frontierelor, a granițelor, da? Dar tu nu iei în calcul implicațiile uh, geopolitice și chiar politice. Păi să ne aducem bine aminte. Când s-a terminat al doilea război mondial, România a fost parte, când a fost considerată țară beligerantă. Uh -huh. da? România a semnat un tratat de pace, tratatul de la Paris care a fost girat de marile puteri învingătoare din al doilea război mondial. Acestea fiind Statele Unite, Marea Britanie, China, Rusia. Da? De atunci era Uniunea Sovietică. Da? Cum? Și Franța. Cum vii tu să spui că modificăm tratatul de acolo pentru că să ne aducem aminte, România de atunci, reprezentanții României de atunci au semnat un tratat care a luat în calcul inclusiv granița de vest a României actuală cu statul vecin Ungaria. Pe dacă tu pui în discuție frontiera de la răsărit, cine îți garantează că vecinii de la apus nu vor pune în discuție la rândul lor granița dintre noi? Te-ai gândit la aceasta, doamna Șoșoac? Nu. Eu tot eu răspund pentru că nu s-a gândit. Nu e precizat niciun de în, acel, în acea expunere de motive. Vedeți? Deci sunt niște implicații pe care nu le iau în calcul mult dintre parlamentari și fac propuneri legislative care apoi se și miră că pică la vot. Într-adevăr, unele, aici vorbim de alte aspecte și intrăm în alte detalii, dat fiind faptul că avem Uh, acest arc guvernamental, arcul de putere PNL-PSD, automat nu o să-și treacă, nu o să treacă o parte din propunele celor din opoziție, ci și le trec pe ale lor. E clar. Bun. Dar uh, nu înseamnă că cele ale opoziției toate nu sunt bune. Nu se poate spune așa. Uh, de exemplu, noi am, am, povestit și anterior, noi am avut niște propuneri. Una a fost o propunere de modificare a cadrului legislativ cu privire la pornografie infantilă. Păi a picat la vot cu succes la Camera Deputaților și la Senat. De ce? Pentru că s-a considerat, am spus asta, că o... e din partea opoziției. Că din partea opoziției și că e prea dur, domnule. Păi dar cum vrei să fii? Nu avea nimic dur. Noi, nu acolo, noi acolo nu aduceam termeni nepotriviți. Nu aduceam, să spunem, formulări care nu trecuseră inițial prin filtrul Consiliului Legislativ, pentru că de acolo am primit accept. da? Am depus o inițiativă legislativă de condamnare a comunismului. Păi am auzit ce a spus doamna deputat Moagher, dacă nu mă înșel, de la Prahova, că a spus că, doamna, pentru că nu a existat un proces internațional de condamnare a comunismului, noi nu putem să interzicem. Comunismul în România sau uh, simbolurile comunisme în uh, societatea românească. Așa cum au fost cele în alte interzise, cele naziste, rasiste, xenofobe, da legionare și antisemite, dar comunale, cele comuniste nu. Și eu vin și întreb așa, și nu este o întrebare retorică. Oare este nevoie de un proces al comunismului ca să condamn tu ceea ce bine se știe în România și în istoria recentă a României? Păi da, ce-ar. Numai când te gândești că suntem, avem aproape un milion, peste un milion de persoane au fost afectate și sute de mii de, de oameni și-au pierdut viața în închisorile comuniste. Și noi acum ne punem problema filozofică că nu avem un, așa cum, -a, cum a fost un procesul de la Nuremberg, uh -huh. de s-a condamnat nazismul, nu există un astfel de proces făcut. Cu privire la comunism. Păi, oare este nevoie să faci un astfel de proces la nivel internațional? Cine te oprește să nu iei tu astfel de decizii în țara ta, pentru că tu ai fost o țară sub comunism? Să ne aducem aminte, probabil că Dumnezeu nu știa că era născută la momentul respectiv când era comunismul în România. Poate că da, dar era mult prea mică ca să înțeleagă despre ce era vorba atunci. Cu siguranță n-a mâncat salam de soia. Cu siguranță nu a simțit ce a, ce a fost comunismul în România. Eu asta eu stau și mă mereu un pun întrebări. Oare oamenii înțeleg bine implicațiile? Nu le înțeleg. Da, și tocmai din, această, din, din acest motiv, practic, noi milităm și încercăm să încurajăm ca oamenii să înțeleagă, să caute, să înțeleagă și să facă ceva să se implice în politică, să se ducă la vot. Ai propriu, inclusiv exercitarea dreptului cetățene. Sunt oameni care zic că nu avem noi treabă. Noi creștini nu ne bagăm în politică, nu mă interesează. Ce vrea Dumnezeu? Noi suntem mâna lui Dumnezeu. Da, da. Avem niște drepturi cetățenii da. și niște datorii. Să, să, fie foarte clar. Dumnezeu nu va veni să voteze în locul nimănui. În schimb, Dumnezeu a dat o valoare și totodată și un dar pe care noi oamenii nu-l prețuim unde, în în dejuns și anume libertatea. Pe baza libertății, pe baza acestei valori fundamentale a democrațiilor uh, europene și nu numai, uh, noi putem să vorbim despre democrație, pe baza libertății. Pentru că dacă nu am avea libertate, nu putem discuta de democrație, nu putem discuta de vot liber, nu putem discuta de alegeri libere. Păi de ce au murit copiii și acei oameni la Revoluție, peste o mie de persoane? Nu pentru ca noi să fim liberi, nu pentru ca noi să ne exercităm voința în, și în zona politică. Să spun, vreau să fie X uh, care să conducă țara. Poate cei cu care ai votat, poate câștigă, poate nu câștigă, poate ajung în opoziție, poate nici măcar acolo, dar este dreptul tău pe care trebuie să-l exerciți. Sunt unii care au murit, sunt oameni care au murit. Ce facem? aruncăm la coșul de gunoi al istoriei, cum a spus doamna Mogher, că nu contează, nu avem un proces al comunismului. Așa, dacă ajungem în zona asta de anulare a ceea ce a însemnat efectele sau ă, idealurile pentru care s-a murit la Revoluție. Noi am trăit Revoluția. Da. Noi știm ce a fost atunci. Ce ne rămâne de făcut? Să așteptăm ce? Capitalismul de stat chinezesc? Ce să așteptăm? Nu se poate. Noi suntem în Europa, suntem partea Europei, dintotdeauna am fost, din punct de vedere geografic și cultural. Nu și din punct de vedere geopolitic. Am fost în partea de, partea Europei centrale, dar am fost sub comunism. Asta a fost. Dar nu mai suntem. Suntem de peste 30 de ani în democrație. Hai să ne comportăm normal și așezat cum sunt oamenii în democrație. Să votăm ceea ce. Coincide cu valorile noastre sau, din contră, să nu votăm ceea ce nu coincide cu valorile noastre. Deci spuneam mai devreme de a treia cale. De ce spun de a treia cale? Pentru că a treia cale, conservatorismul, este cel mai apropiat de valorile emoționale, de, de etosul poporului român, de tot ceea ce înseamnă psihologia poporului român. Este mai apropiat și decât socialismul și decât liberalismul. De ce? Pentru că are la bază și valorile creștine, acele valori care au modelat uh, etosul uh, românesc. Uh, are la bază acest creștinism chiar și de sorginte răsăritane, așa cum îl avem noi în, în România în majoritate. Nu în totalitate, dar și celelalte nuanțe foarte binevenite ale creștinismului de rit greco-catolic, catolic, protestant, neoprotestant, care sunt binevenite tocmai pentru a completa la nivel fericit și chiar pozitiv tot ceea ce înseamnă uh, spiritul românesc, națiunea română. Nu putem fi toți să spunem pe același calapod. asta nu mai este democrație, este doar autarhie, probabil autoritarism și poate chiar dictatura. De aceea este normal să existe și aici nuanțe. De asta sunt așa de importante aceste nuanțe. Da. Deci, asta, asta, noi de asta spunem despre a treia cale, despre conservatorii. Ce am fi făcut noi, de exemplu, cu privire la greva profesorilor? M-a întrebat cineva, Doamne, ce ați fi făcut voi dacă erați la putere? Păi, de ce am fi făcut? Am fi chemat pe liderii sindicatelor din învățământ. Am fi luat act de cererile lor. Cererea lor a fost de mărirea de 25% a salariilor. Da. Am spus mai devreme că ceea ce cer sindicatele de învățământ înseamnă 0,5% din PIB. Foarte puțin. Se dădeau acești Se aproba, că nu înseamnă un efort foarte mare financiar. De nu. aș fi ajuns aici, probabil nu aș fi fost o chestie proactivă. Da, sigur că adică... Un fel de grevă japoneză. Întrau da. profesori în grevă cu banderola pe braț, dar mergeau la ore. Nu sacrifici, nu schimbi destinele unor tineri care vor să meargă la studii. Domne, nu te joci cu lucrurile astea. Pentru că e, poate e ușor unuia, precum să spunem, personalitatea a vieții politice actuale românești, pentru că nu, nu, nu fiind părinte, nu înțelege. Nu înțelege aceste lucruri, să fim serioși. Dar nu te joci cu lucrurile astea. Pe mine asta mă. pot să spun că mă doare. Oameni politici care consideră. uită că sunt vremelnici în funcțiile în care au fost aleși, votați, propuși. uită că nu vor fi pentru totdeauna acolo și vor coborâ în societate. Așa Cum e. se vor uita în ochii oamenilor? Cum vor avea curaj să vorbească ca de la suflet la suflet cu cei pe care astăzi ei îi conduc și le diriguiesc destinele, le influențează viețile. Când tot se face această discuție legată de profesor și am făcut-o noi și, și noi aici un pic. Nu merge așa. Nu merge, adică nu te joci cu viețile oamenilor. Oamenii ăștia profesori au și la rândul lor rate. Sunt convins, foarte mulți dintre ei. Mulți poate au copii tot așa în prag de facultate. Cu siguranță. Au poate copii care vor să meargă la muncă, dar vor să întâi să-și încheie studiile. Au copii care poate sunt în pragul căsătoriei. Sunt tot felul de situații. Ce facem cu oamenii aceștia? Îi lăsăm așa, adică nu ne interesează pentru că ei nu văd la nivelul ăla de sus de acolo, ei nu văd aceste elemente. Ei văd doar acolo o masă mare de oameni care strigă vrem un salariu mai mare. Atât. Dar nu văd că dincolo de această masă sunt, de fapt, mii și zeci de mii de oameni și zeci de mii de destine care au nevoie să fie uh, înțelese. Pare o lipsă de conexiune dintre forurile de conducere și realitatea din... Din societate. Da, este, se vede clar. Păi, când auzi pe domnul Ciucă că eu trebuia să-mi dau, să-mi depun mandatul, dar nu mi-l dă spun, pentru că vreau să te termin cu greva profesorului, ia domnul celălalt îi zice, bravo, așa, așa te vreau, mi se pare de, de tot râsul. Adică, nu este suficient că e ridicol. Trebuie să devii și penibil ca să-ți dai seama cât de inutil poți să ajungi din punctul ăsta de vedere și oamenii în loc să încă să te privească cu un oarecare diferență, să se uite la tine cumva așa foarte critic. Oare nu ai simțul măsurii? Mă refer la cei doi lideri pe care i-am pomenit mai devreme. A, deci, practic, clar, o acțiune. Na. Rezultatul la care am ajuns acum, după atâtea ani de democrație, da, 30 și ceva de ani, este și, să spunem, efectul lipsei noastre a creștinilor conservatori neimplicare. Am lăsat mereu pe alții, am mers poate pe zezi care fiecare și-a avut de treaba lui. Atunci, adică în această fatidică, oricum suntem în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu... Așa este. Tu spune mai devreme asta și bine ai punctat. Da, pentru că oamenii zic într-adevăr, noi suntem cetățeni ai cerului, dar suntem și ai acestui pământ. Adică, în primul rând, trebuie nu mai zic de implicare în politică, că e clar. Nu e vina politicii că oamenii din politică sunt murdari. Haideți să ia curați, dacă suntem oameni curați, oameni cu verticalitate, în politică. Și atunci oamenii curați vor genera politici curate. Absolut. Da? Oameni uh, care iubesc pe ceilalți oameni, că până la urmă e o chestie de da, pasă de... sau nu pasă de aproapele. Da, da, da. Cu siguranță vor propune legi care vor avea ca prim, în prim plan iubirea aproape, protecția aproape, propășirea ființei umane. Normal, noi îi lăsăm pe alții și apoi ne plângem. Așa este. Și mai mult, mulți dintre noi nu se duc la vot. Păi, dacă alții votează pentru noi și dacă, cum să spun, nu facem nimic, nu ne exercităm și dreptul acesta, nu avem cum. Oamenii răi vor vota alți oameni răi. Oamenii care au un set de valori trebuie să voteze oameni. Și atunci întrebăm, numai că îi încurajăm. Știi cum e? La nu este uh, un adevăr. Uh, crezând că ne protejăm, stăm departe, dar câteodată prea departe. Nu e asta chemarea noastră. Atât de departe încât ieșim din exact. viața publică și ne izolăm, fără să ne dăm seama, să realizăm, poate încă o dată, că noi suntem partea acestei națiuni. Că ne place, că nu ne place. Suntem partea acestui popor. Ai spus de dubla cetățenie. Cei ce sunt deja în diaspora românească de fiată șase milioane de români, mulți dintre ei au dublă cetățenie. Și știu că trebuie să răspundă și la chemarea statului în care au obținut a doua cetățenie, dar și la celălalt. Sunt alte state care, de exemplu, nu permit dubla cetățenie. În da. Încă cazul, de exemplu, al Spaniei. Înțeles că s-ar se discută acum. Dar sunt state care îți oferă dublă a doua cetățenie. Dar tu trebuie să răspunzi și la cetățenia care ai primit-o prin naștere, și la cetățenia pe care ai dobândit-o în urma șederii acolo și uh, a respectării legilor de acolo. Bun. Revenim la noi, creștini, uh, noi avem această cetățenie dublă, cetățenia de aici, de pe pământ, uh, cetățenia politică, că aparținem da? unei națiuni, unui popor, și cetățenia care ni se acordă uh, în ceruri, pe care o exercităm încă de pe acum. Păi, nu poți, este, este o contradicție în termen. Nu poți să, să spui că ești un bun cetățean al regatului de sus, al țării de sus, și aici, domne uh, Dumnezeu cu mila. Nu e așa. Pentru că noi toți suntem chemați și suntem partea acestui întreg numit poporul român așa, nu? și trebuie să exercităm și să facem locurile care, la care am fost chemați să facem, să fim. Păi dacă nu vrei să-ți exerciți dreptul la vot. Înseamnă că ar trebui să, să, să ne gândim la o variantă de cetățenie pe jumătate. Așa. E. Nu? Da. Cetățenie correct. pe sfert. Cine mai pomenit așa ceva? Adică ce Dumnezeu ne ia când mergem în împărăția lui, în, în țara lui, ne ia doar pe sfert? Nu. Nu merge. Adică sunt niște lucruri pe care ar trebui să reflectăm mai mult la ele, din punctul ăsta de vedere. Hei, uh, Asta înseamnă a treia cale. Înseamnă lucrurile bune care funcționează, le păstrăm. Lucrurile care au nevoie de schimbat, le schimbăm, dar schimbăm așa cum am spus mai devreme. Măsurăm nu de trei ori, ci de zece ori, pentru că nu tai pe banii, tai, tai pe banii altora. Și ținem acele valori care au consacrat această societate românească. Ea este unică în lume. Nu mai este alta ca noi. Nu mai sunt alții ca noi. Hai să vedem această valoare a noastră, unicitatea noastră pe care să o punem în valoare. Aici suntem în, în zona asta despre care Simion Mehedin spunea că a trăit cu gândul la neamul lui, pe care l-a văzut ca pe o operă de artă și la țara lui, care o vede rotundă ca o medalie. Se referea la România Mare. Păi, eu cred că e un, e un gând valoros a lui Simeon Mehedins, care poate să fie în mintea noastră și acum. Și mai avea un gând foarte interesant apropo de ce se întâmplă în societatea românească. Acolo unde ideile le lipsesc, vorbele vin să le ia locul. Asta cu privire la domnul Trăncănescu. <hântu> acel uh, om care ajunge în politică și nu are idei. Dar, în schimb, are vorbele la el, domnule. Are vorbele la el, dar el nu are idei. Știi? Și atunci ele atunci vin aceste chipurile, vorbe, să suplinească ideile. Greșit! Zgomot. zgomot, de fapt. Nu este așa. Nu, nu așa stau lucrurile în viața reală. Pe dacă aș, așa ar fi stat lucrurile, societățile democratice din vestul Europei și, în general, din Occident, nu ar fi ajuns până aici. Să ne înțelegem bine. Așa este. Iată-ne la final. A trecut timpul atât de repede. Mulțumesc foarte mult, Valentin, pentru. Discuția aceasta, cred că am mai lămurit câteva lucruri, am mai am, uh, ajutat oarecum la înțelegerea conceptului acesta conservator uh, și mai mult la chemarea la acțiune, la implicare. Dacă oamenii cu frică de Dumnezeu nu se vor implica, locurile acelea care sunt în conducerea țării vor fi oricum ocupate. Dar nu vor fi ocupate de oamenii care trebuie. Și atunci. Nu cred că avem dreptul să ne plângem. Dacă noi, care putem să aducem schimbarea, nu o aducem, o aduc alții. Așa e, haideți să ne implicăm, stimați prieteni, și să facem ceva, așa cum și tu faci, slavă Domnului, pentru uh, ceea ce tu uh, ai început deja de câțiva ani să faci, să te implici, să fii o persoană publică, să scrii în calitate de jurnalist și mai mult să faci niște acțiuni concrete și inițiative foarte bune, slavă Domnului. Valentin, îți urăm succes, îți mulțumim foarte mult pentru prezența ta, pentru discuția aceasta. Te mai așteptăm și la o altă ediție și sincer îți rămân dator pentru această emisiune, pentru că nu poți discuta chestiile acestea poliție cu oricine. Tu ești un om implicat, ești un om care știi despre ce este vorba și îți mulțumesc foarte mult. Cu mult drag, îți mulțumesc și eu de fiecare dată este o bucurie pentru mine. Pentru că avem discuții bune, constructive și plec de fiecare dată din emisiunea de la tine, plec cu sentimentul ăsta al, știu, poate e mult spus, dar așa simt eu, sentimentul datoriei împlinite. Foarte important. Ați așa mulțumesc. e, așa, să ne aștept Domnul să o facem în continuare. Ne facem și noi partea și încercăm să o facem cât mai bine. La vă Mulțumesc! Timați prieteni și noi vă mulțumesc pentru seara aceasta! Vă mulțumim că ați fost cu noi! Până data viitoare, noi de din studio vă salutăm și vă spunem o seară binecuvântată!